COVID, doar 48 sunt. Ca ministru al sănătății, vă simțiți cumva vinovat pentru ce s-a întâmplat astăzi? Pentru situația de peste 30 de ani și pentru autoritățile locale și de implicare, cred că suntem vinovați toți din această țară. Nu numai sistem medical și nu numai autoritățile locale. Fiindcă am acceptat timp de 30 de ani să trăim într-o astfel de situație medicală. Ce veți face ca să nu mai fie această situație, începând de mâine? Începând nu neapărat de mâine. Începând, dacă puteți permite, de ieri, să zicem așa. Tot ce înseamnă reevaluare management, tot ce înseamnă reevaluare capacitate de tratament a unităților sanitare, tot ce înseamnă coordonare de către minister. Veți da afară manageri? Nu știu dacă situația este de a da afară manageri. Coordonarea activității medicale trebuie să fie cea care reflectă și situația de fapt. Mulțumesc tare mult. Erau pregătiți medicii de la Neamț să facă față un astfel de... Medicii români sunt pregătiți să facă față astfel de situație. Rămâne ca cei care asigură, să spunem, logistica, dotarea, subordonarea ordonatorii de credit să asigure și condițiile necesare pentru activitatea medicală. Mulțumesc tare!